bună seara, vă spunem din nou. În această după-amiază spre seară pe care ne dorim cu totul și totul specială, remarcabilă, ne bucurăm că sunteți în număr atât de mare în această seară alături de noi. Editura Herald și Hermitage Urban Spiritual Hub au plăcerea de a vă invita la acest eveniment, așa cum spuneam puțin mai devreme, un eveniment special, Freamătul Inimii Spirituale, l-am intitulat noi, Doctrina Vibrației în Shivaismul Cașmirian, lansarea cărții Doctrina Vibrației a profesorului Marc Cicovski, care va oferi în încheierea acestui eveniment și un concert de sitar, după cum cu toții știți. Vă invităm așadar la o seară specială în care acordurile de sitar vor vibra la înălțimea plină de înțelepciune a învățăturilor transmise în această seară. Vom discuta despre Shivaismul non-dualist cașmirian alături de invitații noștri din această seară. Este vorba despre autorul cărții Doctrina Vibrației, Marc Cicovski, unul dintre cei mai mari maestri spirituali în viață, discipol al ultimului maestru al Shivaismului cașmirian, Swami Lakshman Ju, și posesor al unui doctorat la Universitatea Oxford cu specializarea în Shivaismul non-dualist cașmirian. De peste 25 de ani, Marci cântă la sitar și cu siguranță va conecta esența învățăturilor transmise cu sunetul sitarului în cadrul concertului pe care îl va susține domnia sa în a doua parte a evenimentului. Să spunem din start că acest eveniment este împărțit în două, are două părți, două componente. Lansarea cărții, conferința ținută de Marc Cicovski, apoi, să-i spunem într-o pauză, în intermețiu, este vorba despre sesiunea de autografe. Cei care ați intrat prin hol ați văzut cu siguranță standul Herald. De acolo se pot achiziționa cărțile noastre și, bineînțeles, și Doctrina Vibrației, scrisă de Marc Cicovski. Spuneam despre Marc Cicovski, cântă adesea pentru toți cei care doresc să îl asculte la locuința sa din Varanasi, India, aflată pe malul fluviului Gange. Al doilea invitat, Adrian Moldovan, profesor de yoga și foarte apropiat al lui Marc Cicovski. Și nu în ultimul rând, bineînțeles, colegul meu, Mihai Liță, coordonatorul colecției Tantra, în care a apărut, bineînțeles, Doctrina Vibrației. Foarte pe scurt, Doctrina Vibrației ne vorbește despre învățătura uneia dintre cele mai înalte căi spirituale pe care le-a cunoscut istoria, atât din punct de vedere metafizic, cât și din punct de vedere contemplativ, și anume Shivaismul non-dualist cașmirian, în particular despre școala numită Spanda, termen tehnic ce desemnează freamătul dădător de viață al inimii lui Dumnezeu. Prin vibrație, Spandana înțelegem o mișcare subtilă, ea este subtilă în sensul că, deși nu se mișcă, ea se manifestă ca impuls. Lumina conștiinței nu este deloc separată de manifestare, deși apare ca fiind așa. Astfel, ceea ce este nemișcat, fiind asociat cu diversitatea manifestării, se manifestă ca mișcare. Abhinavagunta. După această scurtă introducere, aș vrea să-l întreb pe Adrian Moldovan. Noi îi datorăm, să spunem, lui Adrian Moldovan prezența în România, dar și în această seară, alături de noi, la acest eveniment, prezența lui Marc în România, așa cum a spus, și l-aș ruga pe Adrian Moldovan să ne spună câteva cuvinte despre Marc și despre aceste eforturi de a confrunta cumva publicul român cu personalități cu totul și cu totul remarcabile, cu totul și totul speciale din punct de vedere spiritual. Bună ziua, bine ați venit. Da, într-adevăr, eu și cu un grup de oameni inimoși, să zicem așa, chiar pot să spun o glumă cu spana la ei,
Vrem să aducem în România oameni care să promoveze ceea ce spunem noi că este yoga autentică și în mod special îl recunosc, am o pasiune deosebită pentru ce mai duc ca și mine. Și din această idee s-au născut, ziceam, tot felul de oameni pe care să-i invităm și unul dintre zeci au fost este Marc, Marc Istosu, pe care am venit în Varanasi, în casa lui de mare, cu termalul Gangelui, și a fost o întâlnire sinceră, caldă, în care ne-am împiedicat, să spunem așa, am cântat la chitară, la chitară, să vă dați două ore, cu mine, zicem așa, și așa au fost lucrurile, au fost pur și simplu, și uitați că Marc a venit la a treia oară în România, acum aici cu a patra oară în România, nu mai țin minte. Este destul de dificil să adunăm oameni pentru Marc, pentru că nivelul mesajului e destul de înalt, sofisticat, să spunem așa, ca și mesaj. Dar, chiar dacă uneori am pus bani tot, destul de... Am pus bani de la noi, zicem, cum se zice. Noi suntem fericiți că Marc vine în România și avem o comunicare frumoasă cu el și el e relaxat cu noi și se nasc și ne învață lucruri interesante, profunde despre această cale atât de puțin cunoscută ca este și Vaismul Cașminian. Mulțumesc, Adi Moldovan, pentru această prezentare a lui Marc Ciccovski. Acum l-aș ruga pe colegul meu, Mihai Viță, să ne introducă puțin în climatul, să spunem, colecției Tantra, să ne vorbească puțin despre această colecție, despre noile apariții sau ce avem în plan editorial în această colecție. Colecție, așa cum spuneam mai devreme, în care a apărut lucrarea Doctrina Vibrației de Marc Ciccovski și să ne pună puțin în temă cu ambianța spirituală a acestei cărți și cu tematica ei. Bună seara! Colecția Tantra, editorii Geralt, a conținut înainte lucrări atât din cadrul tradiției hindusă, cât și lucrări ale budismului tibetan. Ne-am decis să separăm, datorită amplitudinii temei tratate, cele două colecții, astfel încât acum colecția Tantra se referă doar la Tantra hindusă, la hinduism, în timp ce colecția Himalaya va prelua și lucrările budiste. În colecția aceasta, Tantra, am publicat această lucrare, Doctrina Vibrației, și pregătim lucrări finale de linii importante, una dintre ele care va rămâne probabil o constantă și cu ajutorul dumneavoastră, este și Vaismul Cașminian și sperăm să mai aducem lucrări valoroase, poate chiar al lui Marcin. Pregătim acum o lucrare despre cele 10 mari cunoașteri divine, Dashamana Vidya, și în fine, sunt multe lucruri în plan, o să mergem încet, și o să căutăm să publicăm lucrări cât mai aproape de tradiție și cât mai important. În ce privește și Vaismul Cașminian, probabil că mulți știți, mulți știu eu că știți, pentru că îi cunosc de pe unii de peste 20 de ani, este probabil cea mai importantă, cea mai înaltă cale din tot sistemul tantric. Este localizată în Cașmir, în zona secolului 9-11 și are ca probabil cel mai mare, mai cunoscut maestru pe Abhinavagupta, care este un nume, cum spuneam și la târgul de carte, ce ar trebui cunoscut din punct de vedere cultural, dincolo de faptul că este un maestru considerat de plin realizat. Este un fel de geniu multivalent. De exemplu, este unul dintre mari esteți ai lumii.
Și are, de asemenea, este un mare poet, există niște imnuri mistice al lui Bina Baruta, care sunt minunate, dar recunosc că nu sunt foarte ușor de înțeles, sunt complicat. În general, dacă încerci să, și mai spun ca și Mirian, solicită foarte tare toate structurile ființei. Dacă îl abordezi intelectual, te va solicita la maximul puterii tale intelectuale. Nu este calea cea mai fericită, deși este foarte necesară un aparat intelectual foarte bine dezvoltat. Principala calitate pe care se presupune că o are practicanta acestui sistem este numită sacridarea, adică deschiderea inimii. Avem alături de noi și o ființă care are, după părerea mea, această calitate și care provine din cea mai curată linie posibilă în ziua de azi, este un elev direct al ultimului maestru al linii, Swami Lachmanyu, care a fost elev și este discipol, inclusiv a primit inițierea formală de la Swamiji, ceea ce de obicei nu se petrecea, pentru că și vaiții nu sunt legați atât de mult de convenție și o să vedeți și la Marci că nu este un convențional chiar deloc. După cum spunea și colegul meu, avem aici o îmbinare între un cărturar de probabil cel mai înalt nivel posibil, care a crescut în acest spirit chiar la Oxford, combinat cu un inițiat și un practicant care modest anunță pe toată lumea că nu este un guru, deși cei care suntem apropiați de el ne-am putut convinge de puterea învățăturii pe care o transmite. Însă el refuză acest titlu și este o persoană care vrea să dăruiască aproape mai mult decât putem noi să primim. În ceea ce privește sitarul, fiindcă știu că pe mulți a interesat acest aspect, el a primit o inițiere legată de sitar, chiar în India, și cântă de foarte mulți ani. Instrumentul din spatele nostru are 25 de ani. Știu pentru că am întrebat. Și există o legătură foarte importantă între Vaishnava și Mirian și artă. Așa cum spuneam, cel mai mare maestru al sistemului și, în general, toți au fost și poeți, au fost legați de artă. Și muzica inițiatică, poemele și așa mai departe, au acest rol de a deschide inima. Iar în ce privește cartea, cartea este doctrina vibrației, este una dintre școlile Shivaismoica și Mirian, care se numește Spanda. Așa cum spunea colegul meu, Spanda înseamnă, grosomodo, vibrație. Este o vibrație foarte fină. Nu vă spun în sanscrită, că o să înțeleagă mare și probabil o să mă corecteze, dar este o vibrație foarte fină a inimii lui Dumnezeu, acea vibrație pe care dacă o găsești în interior, tot aparatul intelectual nu face decât să ajute găsirea acestei vibrații. O să vă mai spun un singur lucru și îl las pe Marci, pentru că știu că pentru el ați venit pe mine. În Shivaism se spune că o ființă completă trebuie să aibă două calități. Una din ele se numește Bauda Gheana și una se numește Paurusha Gheana. Bauda Gheana înseamnă această cunoaștere intuitivă a intelectului, care poate pătrunde dincolo de literă către Duh, iar Paurusha Gheana este cunoașterea existențială, realizarea interioară, și se presupune că un maestru trebuie să le îmbine pe amândouă. Marc consideră că Swami Lachmanyu a îmbinat cele două calități și deci face parte din această linie. Așa că se va manifesta și ca cunoscător desăvârșit a Shivaismului ca și Mirian și ca un, cum se cheamă, care cântă la sitar, minunat. Eu am să traduc, deci Margi o să vorbească în engleză, eu am să încerc să traduc. Și de acum îi dăm cuvântul. So, thank you very much for coming. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit. When I wrote this, I did research
for this book. Când a scris aceasta, am făcut cercetări pentru această carte. At that time it was my PhD. Pe vremea aceea am pregăteam doctoratul. In the 70s. În anii 70. Very few people knew that Kashmir-Shaivism existed. Erau foarte puțini oameni care știau măcar că există și Vaishnav Kashmirian. The book was written at that time when very few people knew Kashmir-Shaivism existed. Deci această carte a fost scrisă atunci, când foarte puțini știau măcar că există acest și Vaishnav Kashmirian. So for some years, this was a book that for English-speaking people served as an introduction to Kashmiri Shaivism. Această carte este o introducere în Shivaismul Kashmirian pentru vorbitorii de limba engleză la momentul respectiv. I think perhaps now, when many, many more people know about Kashmiri Shaivism, the existence of Kashmiri Shaivism, and many, many more people are teaching what they call Kashmiri Shaivism, it's time the book perhaps can remind us, refresh our memories about what Kashmiri Shaivism is. În zilele noastre, când Shivaismul Kashmirian și informațiile despre el s-au răspândit foarte mult, este momentul să ne reamintim, poate, ce este el cu adevărat. I think one of the major features is the sense of God's existence in everything. Probabil că unul dintre elementele cele mai importante în Shivaism este că Dumnezeu există în tot ceea ce este. And in ourselves. Și noi înșine. That in every moment, a new world is created. And that comes forth from God like a miracle. În fiecare moment, o lume este creată și răsare din Dumnezeu precum un miracol. Buddhist Mahayana and Advaita Vedanta, they teach that it is impossible, according to reason, for there to be a real world. Budismul Mahayana și Advaita Vedanta ne învață că este imposibil ca lumea, așa cum o vedem noi, să fie reală, să existe. It's just an idea, like in a dream. E ca o idee într-un vis. God is almighty and can do what is impossible. Dar Dumnezeu e atotputernic și poate realiza chiar și imposibil. Spiritual minded people, they are aware or cultivate awareness of God's activity, God's nature. Ființele spirituale cultivă această conștientizare a naturii și activității, acțiunii lui Dumnezeu. They are fortunate sometimes, some of them, to have moments of a great sense of God's existence. Unii dintre ei sunt mai norocoși și realizează mai bine această senzație, acest sentiment a existenței lui Dumnezeu. It is like someone who is in love, that feels, because they are in love, that the whole of the world, all of nature, is alive. Este ca atunci când cineva este îndrăgostit, el va simți că toată lumea, întreaga natură, este vie. Like nature becomes like a poetry. It reminds the lover of the one they love. Natura devine ca o poezie și îi reamintește celui îndrăgostit
de cel sau cea pe care îl iubește. This moment, a lover, a person who is in love, is every moment, her every moment, is a kind of wonderful presence. Fiecare moment al unei astfel de ființe îndrăgostite este ca un moment al unei minunate prezențe. All knowledge. Numim aceasta cunoaștere. Because the lovers are not deceived by their love. They see, the lovers see how things really are. Pentru că cel îndrăgostit vede cu adevărat așa cum sunt lucrurile, nu este înșelat de iubirea lui. Oh, but a heart's a heart, a heart's a heart, a heart. So we can only love little and for a short time. Inimile noastre însă sunt suficient de împietrite încât putem iubi puțin și pentru o scurtă durată. Right. Why we call God's activity is a continuing renewal of a kind of act of love. It's an act of love that is expressive, like the artist, a painter or a musician, his deep feelings when he paints or when he plays music. Acțiunea lui Dumnezeu este ca aceea a unui pictor sau pictor care cântă o muzică foarte frumoasă, e un act de iubire. In this sense, spanda, vibration, means a kind of enthusiasm, an inner joy, a thrill that the artist, the musician, feels when he is expressing himself or herself. Spanda, din această perspectivă, este ca un fel de entuziasm asemănător cu cel al artistului care se exprimă prin pictură sau prin muzică. For people living in spirit, trying to live a more spiritual life, the moments sometimes they have that they understand what I'm saying, like a lover who feels great love, these are moments in which we understand what God is and who we are and why the world is and why we are. Ființele care încearcă să se apropie de Dumnezeu, ființele spirituale, au momente în care înțeleg cine sunt, de ce sunt, la fel cum înțelege cel îndrăgostit. Yasyo mesha dimesha abhyam jagatat pralayodayo shakti chakra vibhava prabhavam tam shankaram numaha. I'll translate. Okay. He says, we, very first verse of 50 verses that describe the nature of this vibration. Primul vers din cele 15 care descriu natura acestei vibrații. We salute, we bow to Lord Shiva, to God, by whose opening and close, he whose glory is the outpouring of his energies. Ne închinăm în fața Domnului Shiva, a cărei glorie înseamnă închiderea și deschiderea energiilor, răsăritul și apusul lor. By whose opening and closing of the eyes, prin deschiderea și închiderea ochilor căreia, the universe is created and destroyed. Universul este creat și este distrus. Almighty God. Dumnezeul cel atotputernic.
So the book actually is an explanation of this verse. Și toată cartea este o explicație a acestui vers. Okay. So one thing, there is only one reality. This Kashmiri Shaivism teaches there is only one reality. Și baismul kashmirian ne învață că nu există decât o singură realitate. You'll be surprised to know that this one reality has had at least 50 or 100 versions in India of what that one reality is. Pe de altă parte, ați putea fi uimit să aflați că această unică realitate are peste 100 de versiuni, variante în India. The one, no? Acel unu. So we say that one reality is God. Deci noi spunem există o singură realitate și aceea este Dumnezeu. Shankara. Shankara. The one who does karaha, sham, what is excellent, what is good. Cel care face the highest good. Kara, ceea ce este bun, cel mai înalt bine, sham. So he becomes this in God has two aspects. Acest Dumnezeu pe care l-am numit are două aspecte. Infinitely great. Infinit de mare. And very small. Și extrem de mic. Infinit de mic. I like to think of that as a kind of humility. Îi place să creadă că asta e o formă de smerenie. All of creation, every single thing in the universe, from the smallest to the greatest, is God who has become everything. Fiecare lucru, oricât de mic sau de mare din acest univers, este Dumnezeu care a devenit acel lucru, care a devenit totul. And each one of us, is with all our limitations, with all our ignorance, with all our sin, in our fundamental nature, we are divine. Și fiecare dintre noi, cu toate limitările noastre, cu toate păcatele noastre, suntem în esență, în natura noastră adevărată, divin. This does not mean, of course, we're just it doesn't mean we have freedom, but we don't know we are free. Suntem liberi, dar nu știm că suntem liberi. We are known, we are conscious, but we don't feel we are free. Suntem conștienți până într-un punct, dar nu știm că suntem liberi. That is because of our ignorance. Asta se datorează ignoranței noastre. That ignorance is not doesn't mean, okay, I'm God, I can do what I like. Această ignoranță nu înseamnă bine, sunt Dumnezeu și pot să fac tot ce vreau. Because that ignorance is the source of duality and karma. Pentru că acea ignoranță este sursa atât a dualității cât și a karmei. In other words, sin. Stand up, sin. Poate cuvinte păcatul. Now, in the Indian, if you don't see the word sin, that doesn't mean that there is no sin. Dacă nu găsim în tradiția indiană cuvântul păcat, asta nu înseamnă că păcatul nu există. If I understand sin as a kind of foolishness, dacă înțeleg păcatul ca o formă de prostie, that is a kind of compassionate, wise understanding of sin. Aceasta este o înțeleaptă și plină de compasiune înțelegerea păcatului. Why I say that is because Kashmiri Shaivism
is very concerned with virtue. Și spune aceasta pentru că șivaismul cașmirian este foarte preocupat de virtute. Even if each one of us is Shiva, God. Chiar dacă fiecare dintre noi este Shiva, că Dumnezeu, we must live up to the dignity, the purity, the glory, the sinlessness of our own divine nature. Trebuie să ne ridicăm cu adevărat la înălțimea acestei naturi divine, care este lipsită de păcat și de pată. If to be told by a master, you are God, but you don't recognize that. Dacă maestru îți spune, tu ești Dumnezeu, dar tu nu recunoști, nu descoperi asta în propria ființă, he is inviting his disciple to become perfectly pure. Maestru invită discipolul să fie perfect pur. A perfect human being in all respects, including a person of the highest moral standards. O ființă umană perfectă din toate punctele de vedere, inclusiv din punct de vedere al standardelor umane de moral. God does not sin. Dumnezeu nu păcătuiește. Now, to understand one thing, sometimes we need to understand something else as well. Ca să înțelegem un anumit aspect, trebuie câteodată să înțelegem și altceva total diferit. I like to make it clear because I'm in Romania. And much has happened from the time I wrote this book. Vreau să fie lucrurile acestea clare, pentru că mă aflu în România și multe s-au întâmplat de când am scris această carte. That our masters are of the highest standard of spirituality, and that means that our masters, what they teach is not less than Jesus or Buddha taught. Maestrii acestei școli practică un înalt standard de moralitate, care nu este cu nimic mai prejos decât cea a lui Iisus sau marilor sfinți. Ok? You see, let's not be deceived. Let's not deceive ourselves. Să nu ne păcălim noi înșine. We are God who has forgotten his true nature. Suntem Dumnezeu, dar care și-a uitat în noi propria sa natură. And we behave very badly. Și ne purtăm foarte urât. Because we are selfish, because we are foolish, because we are greedy, and all the things that this is the content of our ignorance. This is the result of our ignorance, of our true nature. Pentru că suntem egoiști, suntem lacom, ne uităm adevărat la natură. Lustful. Păcătoși. Plin de pofte. Lust. I think you understand why I'm saying this. Sper că înțelegeți ce spun. If what we teach in any religion is against the basic principles of spirituality that are taught by the great masters, Jesus, Muhammad, Buddha, this is a misunderstanding of that religion. Dacă încălcăm ceea ce au afirmat din punct de vedere moral toți maeștrii mari ai lumii, Iisus, Mahomet și așa mai departe, înseamnă că încălcăm elementele de bază ale acelei religii. Okay, I'm talking to you in a very simple way. Vă vorbesc la un foarte simplu. A lover. They feel like the world has become the two lovers that they are in the world
walking in a garden, and in that garden, the flowers speak to one another. Huh? Heaven and earth seems to be meeting. Huh? The whole of creation is praising their love. Pentru doi iubiți, este ca și cum s-ar plimba mereu într-o grădină cu flori. Întreaga lume este plină de iubirea lor, chiar și florile vorbesc între ele despre asta. In a way, there are no rules for them. They are in love. Într-un fel, pentru ei nu sunt reguli, pentru că ei sunt îndrăgostiți. I, of course. Așa. Are we in love? Do we really understand? Dar înțelegem noi cu adevărat ce este iubirea? Prabuddha sarvada tishte gyanena locha gocharam. One should, from the same book of Spanda teaching, it says. Tot din Spanda, adică. You should always remain well awake. Trebuie să rămâi tot timpul treaz. And observe everything with insight and wisdom. Și să observi totul cu înțelepciune și intuiție. There are three kinds of people. There's Abuddha. Există trei feluri de oameni. Unii sunt Abuddha. He's sleeping. Adică a dormit. He does everything that is like somebody sleeping. Care realizează toate acțiunile ca și cum ar dormi, ca și cum ar fi somn. Then Buddha is awake. Apoi este categoria Buddha care este treaz. Prabuddha is well awake. Prabuddha este bine prezint. And Supra Buddha is perfectly awake. Iar Supra Buddha este cel perfect treaz. So it doesn't say Supra Buddha tiste. It says Prabuddha, a person who is well awake. Deci în versul citat se vorbește despre cineva suficient de bine trezit, nu desăvârșit trezit. We, because that one reality is God, what we receive, what we understand, how we grow and develop, is a gift from God. Pentru că Dumnezeu este unica realitate, tot ceea ce facem, tot ceea ce înțelegem, trebuie conștientizat ca un dar din partea lui Dumnezeu. Energy we feel when we go to a holy place. Energy we feel when we practice yoga. Energy we feel when we pray. Energy we feel when we're in love with one another. Energia pe care o simțim când practicăm, când suntem îndrăgostiți, când vizităm un loc sacru și așa mai departe. All these forms of energy and many more, they are nothing but God's grace. Toate aceste forme de energie nu sunt altceva decât grația lui Dumnezeu. So he, the glory of Lord Shiva, comes from the outpouring of his energies. Gloria lui Dumnezeu, a Domnului Shiva, provine din revărsarea energiilor sale. He is uniting with his energies to create the universe every moment. El se unește cu aceste energii pentru a crea în fiecare moment universul. So we should understand deeply, what energy is. Deci trebuie să înțelegem foarte profund, ceea ce este energie. Okay. Rumi, he said, one thing that he could have, Kashmiri Shaivite could also have said. Rumi spune, și asta ar fi putut fi spusă de orice și mai cașmirian,
Don't care for what you see. Să nu-ți pese de ceea ce vezi. Give thanks to the one who gave you sight. Și mulțumește mereu celui care ți-a dăruit vedere. When a spiritual man looks outside or into the world, când o ființă spirituală privește în exterior către lume, by God's grace, prin grația lui Dumnezeu, he feels God's presence in everything. El vede prezența lui Dumnezeu pretutinde. When he looks inside himself, când privește în interiorul lui, by God's grace, prin grația lui Dumnezeu, he feels God's presence within himself. El simte prezența lui Dumnezeu în lăuntru său. Abhinavagupta has spent a lot of time defending the doctrine of grace. Abhinavagupta a petrecut mult timp apărând această doctrină a grației. Grace is given at any time to anybody, anywhere, as God wishes. Grația este dăruită oricui, oricând, după cum Dumnezeu dorește. It's not because of the good karma. It's not because there is a moment that you have matured. It's not because of any practice we have done. Nu se datorează niciunei cauze speciale, unei practici sau unei karme bune. Abhinavagupta says, why? Because if God had to give his grace because he practiced a lot, because he's done this or that, any technique, then God would not be free. He would become our slave. Deci dacă Dumnezeu ne-ar dărui libertatea pentru că am practicat sau pentru oricare altă cauză, ar fi ca un fel de sclav al nostru, ar fi determinat de acțiunile noastre să ne dăruiască. You see, misunderstanding. I go, I practice yoga, there is this technique, there is that technique, there is this mantra, there is this breathing, etc., etc. And through these techniques, we raise kundalini, we do this, we develop and all that. Okay? Există această înțelegere greșită că prin practică și prin nu știu ce respirație și nu știu ce mantră ridicăm kundalini și vom obține această grație. Oh, this swami has some very good kriyas. Huh? Sau acești swami au niște kriya foarte bune. This is a misunderstanding. Este o neînțelegere. We are a tradition. There are many different traditions in India, spiritual traditions. Sunt multe tradiții spirituale în India. Noi suntem o tradiție. We believe there is only one God and that He is all things. Care credem că există un singur Dumnezeu care este totul, toate lucrurile. What that means is that we believe in grace, anugrah. Ceea ce înseamnă că noi credem în grație, anugrah. Why did God become us? Why did He make Himself so small? De ce a devenit Dumnezeu noi? De ce s-a făcut atât de mic să devină noi? Because by creating this relationship between us and Him, as us, we who receive grace, and Him who gives grace, then He can pour out of Himself in all His energies of grace. Pentru că realizând această aparentă dualitate între noi și El, între cei care primesc grația și cel care dăruiește grație, poate să reverse această energie a grației către noi. Now for that, okay? So if people tell you there is this technique, there is that technique that gives you a lot of energy, this person is mistaken. Dacă cineva vă spune că tehnica X sau Y vă dă energie, greșește. The energy I'm talking about.
means grace. Energia de care vorbim înseamnă grație. If you want to read Book of Wisdom, chapter 7, or you read Paul, Romans, in chapter 7, it will tell you what wisdom is. Let me finish. In Paul, in the Romans, he'll tell you what love is. Now, those two things are what I mean by grace. În cartea înțelepciunii proprii Solomon, Wisdom of Solomon. Wisdom book, the book of wisdom, in the book of the Bible, I don't know what it is. Doesn't matter. În cartea înțelepciunii și în Romani se vorbește despre această grație. Pavel ne vorbește despre această grație. Now, it was, you know, I've been in India nearly 50 years. I've lived in India, okay? And I remember from the time I went there, I was 17 years old, it has been a long process of trying to understand what I already knew from the beginning, even as a child. Am trăit aproape 50 de ani în India și a fost un lung proces de a înțelege ceea ce de fapt știam de când eram copil. When we say that the Brahman is beyond Dharma and Adharma, in the Mandukya Upanishad, Gaudapada, who is teacher of Shankaracharya, said that the Brahman, that one reality, is beyond dharma and adharma, good and evil, religion and its opposite. În Mandukya Upanishad se spune că Brahman este deasupra dharmei și adharmei, adică a legii și a non-legii. That is true if you know the Brahman. Dacă știi ce este Brahman, atunci e adevărat. And we believe that you can know our own true nature by God's grace. Și noi credem că putem cunoaște această natură a noastră adevărată prin grația lui Dumnezeu. Then our senses become divine. The senses, eyes, ears, nose. Apoi simțurile noastre sunt divinizate. Our intellect is illumined. Intelectul este iluminat. When we breathe, we feel that it's of the breath that is giving life to the whole of the universe. Când respirăm, simțim că respirația noastră dă viață întregului univers. When we walk, we feel that everything in front of us is being created and everything behind us is being destroyed. Când mergem, când parcurgem un drum, simțim că tot ce se află în fața noastră este creat și tot ce e lăsat în urmă este distrus. Shivoham sarvoyam mama vibhava. I am Shiva and all this is my glory, the outpouring of my own nature. Eu sunt Shiva și tot ceea ce mă înconjoară este revărsarea grației mele. To know that is called parashaktipat. In order to have that understanding, you have had to receive the supreme form of grace. Când realizezi aceasta, se numește parashaktipat, suprema formă de grație. You have 9 degrees of grace and many subdivisions. Există 9 diviziuni mari ale grației, 9 trepte ale grației și multe subdiviziuni. From supreme to very weak. De la supremă la foarte slabă. So, when you read this book, if you read this book, then we should never forget that behind the technicalities of a world view that comes from a different culture. Când citim această carte, trebuie să înțelegem că dincolo de elementele tehnice provenind aparent din altă cultură, the fundamental principles of spiritual life are the same as in every true religion. Principiile fundamentale ale vieții spirituale sunt identice în fiecare religie și cale adevărată. Okay. Now I want to read a passage, you will read a passage, from Abhinavagupta Tantraloka. Vom citi un pasaj din Tantra Loka lui Abhinavagupta. Okay. That describes care descrie what happens to a very elevated yogi
ce se petrece cu o ființă foarte evoluată, un yogin foarte avansat. So that we who are not elevated yogis, noi nu suntem așa ceva, can use our imagination. Dar ne putem folosi imaginația pentru moment. Why I'd like to read this passage to you? De ce dorim să vă citim, adică dorește să vă citesc acest pasaj? Is because the tantrism of Kashmiri Shaivism este pentru că tantrismul și vaismul kashmirian teaches that that which throws down the fool elevates the man of wisdom. Spun, ne învață că ceea ce a zvârlă la pământ pe prost îl face înțelept pe omul, aduce înțelepciunea omului inteligent. More than intelligent. Înțeleg. Now you can right? Now in a nutshell, very briefly, what throws down the fool? Ce prăbușește pe prost? În rezumat, attachment to the objects of sense. Atașamentul de obiectele simțurilor. We are very anxious to get what we want. And we're very frightened that we lose what we don't want to lose. Suntem foarte grăbiți, foarte dornici să obținem ceea ce ne dorim și după aceea foarte speriați să nu pierdem acele lucruri. Emptiness, according to Mahayana Buddhism, is to be free of these objects. Conform budismului Mahayana, vacuitatea înseamnă să fii liber de aceste două extreme, aceste două polarități. Yoga Sutras teaches that through concentration and discrimination, we reach a state of detachment in which we are free of these opposites. Yoga Sutra ne învață de asemenea că prin concentrare și discriminare se atinge o stare în care ne eliberăm de aceste două contrarii opuse. Non-dualism of Shankara teaches that all this world is an illusion, Maya, so that we can be free of these opposites. Non-dualismul lui Shankara ne învață că toată lumea este o iluzie și astfel ne putem elibera de aceste două. I remind you, what are the opposites? Vă reamintesc care sunt cele două. One is called Heya and the other is called Upadeya. Una se numește Heya și una Upadeya. What I want to avoid, ce vreau give up. La ce vreau să renunț, ce vreau să evit. And what I want to acquire. Și ce vreau să obțin. Right? We are caught in these two polarities. Suntem priși de această polaritate. We can become very, very worried that oh, I've lost this. Oh, I need to have the other. Okay? Suntem foarte îngrijorați, uite, am pierdut asta, acum trebuie cealaltă. Some people do very terrible things because they want something. Unii oameni își doresc atât de mult ceva încât fac lucruri îngrozitoare ca să obțin. Can I give the example of Hitler? Example Hitler. No? So that is a very great man who had such determination to get what he wanted. A fost un om atât de mare cât a portat determinare cât a obținut ce și-a vrut. Tantra. Kashmiri Shaivism teaches left-hand tantra. Okay? I'll be honest with you. I don't want to hide that. Nu vrea să vă ascundă că și vaismul kashmirian învață și tantra mâinii stângi. But the root of that practice, dar rădăcina, esența acelei practici, is to get rid of desire. Este să scapi de dorință. What is ignorance? Ce este ignoranța? Desire. Dorință. It's fundamental desires. It's a sense of incompleteness, apurnamanyata. Este dorința adusă la extrem, sentimentul incompletitudinii. I need something I don't have.
Trebuie ceva ce n-am. This is called spiritual ignorance. Asta se numește ignoranță spirituală. Anavamala, this impurity which is very intrinsic to the soul. Aceasta se numește în șivaism anavamala. Această impuritate a sufletului. It's called trishika. Se numește trishika. Okay? Now, because of this craving, which comes from a sense of incompleteness, datorită dorinței care provine din acest sentiment al incompletitudinii, I think now I need this to get what, to complete what is missing, and I need to avoid the other in order not to become even more incomplete. Avem această dorință de a obține neapărat ceva pentru a deveni complet, fiindcă aceea ne lipsește, și a renunța la ceva devenind mai incomplet. So I make distinctions between one thing and another. That's called duality, which is maya. Deci creăm în acest fel dualitate între ceea ce doresc și ce nu doresc. Această dualitate este numită maya. From that, I begin to act, to get what I want, and to avoid what I don't want. And that is called karma. Și astfel încep să acționez pentru a obține ce vreau și a respinge ce nu vreau. Și această acțiune se numește karma. Now we are left-hand tantrics. Și vaiții sunt tantrici de mâna stângă. We go to cremation grounds and we repeat on a mala made of human bone mantras to the deity. Există practici în terenurile de incinerare în care se repetă mantre numărate pe o mala făcută din oase umane. But why? Because we know that we are victims of craving. We know that we are victims of maya, duality. We know that we make a lot of karma. Facem asta pentru că știm că suntem victime ale dualității, pentru că în felul ăsta ne facem foarte multă karma, că suntem victime ale poftei, de asemenea, dorințe. By God's grace, develops in our mind what is called sound reasoning, sat tarka. Prin grația lui Dumnezeu se dezvoltă în mintea noastră ceea ce se numește raționamentul corect, sat tarka. The sattarka discerns. First thing it does, it gives us what is called discrimination and detachment. Primul efect pe care coborârea lui sattarka asupra noastră are este că ne dă detașare și discriminare. Then when it gets stronger, if we discover, I am all this universe, all this universe is me, I am Lord Shiva. And Lord Shiva is me. Când devenim cu adevărat puternici, înțelegem că noi suntem acest univers, întregul univers suntem noi. Eu sunt Domnul Shiva și Domnul Shiva este eu. To the degree in which we overcome the ignorance of desire. În măsura în care depășim ignoranța dată de această poftă, dorință. Okay. Now understand please that I have studied this for almost 50 years this path. Înțelegeți, vă rog, că studiez această cale și practic de peste 50 de ani. I know people in the West, they call Tantra the way of desire. Știe ființe aici în Occident care prin Tantra denumesc de fapt o cale a dorinței. Now why do they do that? De ce fac asta? Because we have one great desire destroys small desire. Dacă avem o dorință mare, această dorință distruge dorințele mărunte. My soul craves for God like the doe that thirsts for water. Sufletul meu tânjește după Dumnezeu, precum porumbița tânjește după apă. The
First, we have a desire when Rudra Shakti penetrates this Shaivite. When Rudra Shakti penetrates the Shaivite, first thing he wants to do is go to a true teacher. Când puterea lui Dumnezeu, Rudra Shakti, penetrează pe adept, primul lucru îl îndreaptă către un profesor. Okay. Now, we get, I'm not a true teacher, forget me, I'm not preaching anything. I don't want hundreds of people. Acum se petrece ce vă spuneam, neamul că este un maestru. Oh, yeah, I'm old and tired and so it's not. E bătrân și obosit. So we're not talking about me, I'm not selling anything here. Deci nu vinde nimic și nu vorbește despre el. I feel like very shocked and very sad. Sunt what has been done to our Kashmir Shepherds. Șocat și întristat de ce s-a petrecut cu Shivaismul nostru Kashmir. So if we have the same passion to realize our true God, divine nature, as we have for the things of the world, for the objects of sense, then we will very quickly realize. Dacă vom avea aceeași dorință de a-L găsi pe Dumnezeu, de a ne găsi propria noastră natură, așa cum poftim, avem dorințe pentru lucrurile din lume, acest lucru, găsirea lui Dumnezeu, se va petrece foarte repede. Ichcha Shakti Umakumari. The power of the will is the virgin Uma. Uma is wife of Lord Shiva, partner of Lord Shiva. Este un citat din Shiva Sutra, Ichcha Shakti Umakumari. Puterea voinței este Uma, cea fecioară, cea pura fecioară, care este energia lui Shiva. She is Kumari. Kumari means a virgin. Kumari înseamnă fecioară. And she's the energy of the will. Și este energia voinței. You may like to translate as desire. Poate ați vrea să traduceți ca dorință. But God, he doesn't desire, he wills. Da, Dumnezeu nu dorește, vrea. No? So his will is always pure. That ichcha, that will, or you can translate as desire, is always pure, like a virgin, never touched by any man. Acea voință a lui Dumnezeu este întotdeauna pură, neatinsă de niciun om, ca o fecioară. Okay. Deci, bărba. So this purity of will, purity of intention, purity of desire, no? This comes by cleaning our minds. Această puritate a voinței, liberă de dorințe, vine din curățarea, din purificarea minții. Educating our thinking. În educarea gândirii. Okay. Now, this is why we have these spiritual practices. Pentru asta avem aceste practici spirituale. To become pure. Ca să devenim puri. This is everybody's goal. Okay? Now, you see, brother, we should not be confused by it, because you see, in this tradition, we present very elevated experiences. Nu trebuie să fim confuzi. În această tradiție se prezintă experiențe spirituale foarte înalte. As ways for ordinary people to contemplate the divine. Drept căi pentru fiecare ființă comună ca să contemple pe Dumnezeu. You shouldn't get confused. Deci nu trebuie să fim confuzi. One thing. Second, we should also understand that in order to enter into these very secret practices, you have to go through a lifetime of a very public practice. Public practice. Apoi trebuie să înțelegem că pentru a pătrunde în această lume, acestor practici secrete, trebuie să-ți petreci o viață întreagă cu practici foarte publice. Of millions of Christians, there are very few saints.
Sunt milioane de creștini și foarte puțini sfinți. I'm sorry to say that's true of Hindus also. Îmi pare rău să spun asta, dar e valabil și pentru India. Yeah, okay. But nonetheless, even so, teachers try and teach everybody what is most elevated. Cu toate acestea, profesorii maestri se străduiesc să învețe pe toată lumea ceea ce este înalt. Okay? So that we shouldn't get confused. Deci să nu fim înșelați, confuzi. Nu facem confuzi. You know what some people can do? Not everybody can do that. Ce pot face unii oameni, nu poate face toată lumea. So here I'd like to give you an example of tantric hedonism. Vreau să vă dau un exemplu aici de hedonism tantric, prin plăcere. That's how some people explain it, okay? How it is possible sometimes to experience God through the activity of the senses? Cum este posibil să experimentezi pe Dumnezeu prin activitatea simțurilor? Once you have gone beyond the opposites of hair and today, of wanting something you don't, you and wanting to want what you don't want and wanting to get what you do want. Când depășești această dualitate a ideea și cu aderea, ceea ce vrei și a ceea ce respingi sau nu vrei. Yeah. So this is how the senses operate for a very elevated yoga. Așa funcționează simțurile pentru un yogi. It is possible to go. Okay? He is engaged in the senses, but his senses are spiritual senses. And he has a very high degree of grace. Acest yogin folosește simțurile, dar asupra lui coboară un nivel foarte înalt de grație. Yeah. Like when you read the stories of these starets and these Christian saints. Așa cum citim în povestea vieții marilor sfinți, creștini, stareți. And their experience. Și experiențele lor. You can read that, people read that as a kind of inspiration. Aceste lucruri se citesc pentru a obține inspirație. And it's also something to reflect. Este și ceva la care să reflectăm. You can imagine a God with four arms. You can imagine anything. Putem să ne imaginăm pe Dumnezeu cu patru brațe, ne putem imagina orice. We can also imagine higher states of consciousness. Ne putem chiar imagina stări înalte de conștiință. It's a kind of dhyana. Fel de dhyana. It's a buddhi dhyana. It's a kind of visualization, imagination that's taking place at a very elevated intellectual level. Un fel de buddhi dhyana, de meditație la un nivel înalt de conștiință. We don't imagine some God with arms and legs and like that. We imagine higher states of consciousness. Ne imaginăm stări înalte de conștiință, nu un zeu cu brațe multe. This is called buddhi dhyana. Numește buddhi dhyana. This visualization, intellectual visualization. Vizualizare intelectuală. All right, now this is the passage from buddhi dhyana. You can just please read that. Deci Abhinavagupta descrie succesiunea fazelor în procesul acestei realizări după cum urmează. Această roată a absolutului, Anuttara Chakra, izvorăște din inimă, prin vidul ochilor, etc., către fiecare obiect al simțurilor. Razele ei dau naștere în mod progresiv focului, adică subiectului, lunii, adică obiectului, și soarele, adică mijloacelor de cunoaștere, în fiecare etapă a distrugerii, creației și menținerii lumii exterioare. Astfel, yoginul trebuie să contemple modul în care tot ceea ce apare, sfera sunetului și așa mai departe, devine una cu această roată pe măsură ce simțul auzului și așa mai departe sunt resorbite în vidul conștiinței. Această roată, care este tot ceea ce există, e urmată ca un monarh universal de slujitorii săi simțurilor, pretutindeni
teren unde acțiunea ei este implicată în acest proces a tot cuprinzător. În acest fel, calea cosmică, Advan, a emanației, se contopește în mod spontan cu marea roată a lui Bhairava și a zeițelor conștiinței care îl înconjoară. Bhairava este una lumea lui Dumnezeu. Apoi, chiar dacă Universul s-a contopit cu ea, lăsând în urmă doar palide urme latente, yoginul trebuie să contemple această roată a energiilor ca fiind revărsarea cu cealaltă propriei sale naturi. Atunci când tot combustibilul obiectivității este consumat în focul roții și urmele sale latente sunt distruse, yoginul va contempla roata la începutul extinției, apoi în procesul extinției și în final ca fiind complet dizolvat. Meditând astfel, Universul se dizolvă în această roată și aceasta la rândul ei în conștiință, care în final strălucește lipsită de obiect. Natura conștiinței este totuși de a da naștere unei noi creații, căci aceasta este activitatea zeiței conștiinței, Chin Maheshwari. Cel care în fiecare clipă dizolvă astfel creația în propria sa conștiință și apoi o emite din nou, este etern identificat cu Bhairava. So, every moment, begin, continues and ends. Fiecare moment are un început, o continuare și un sfârșit. Is the present moment what has just begun? Momentul prezent, care abia a început. Is the present moment just what is going on, just now? Este momentul prezent ceea ce tocmai se desfășoară acum. Is the present moment what is just ending? Este momentul prezent ceea ce tocmai se termină? To give way to the next moment? Pentru a da, a face loc unui nou clipă, unui nou moment? What do I see? What do I hear? What do I smell? What do I taste? What do I touch? Ce văd? Ce miros? Ce aud? Ce simt? Ce clipă-i? What is the seeing? What is the hearing? What is the smelling? What is the tasting? What is the touching? Ce este vederea, mirosul, auzul, atingerea? Who is seeing? Who is hearing? Who is smelling? Who is tasting? Who is touching? Cine este cel văzut, cel atins, cel gustat? All this is conscious. Toate acestea sunt conștiințe. That is who I am. Adică cine sunt eu? This is who we are. This is called experience. E ceea ce suntem toți, se numește experiență. Anubhava. Anubhava. It is a lighting up. It is lighting up. It is appearing. It is presenting itself. Experience. Strălucește, apare, se arată pe sine ca experiență. Just as it is spontaneous. Every moment. În fiecare moment, în mod spontan. Now that is an act of perception. Acesta este un act de percepție. That act of perception is the actuality of what we call the present. Acel act al percepției este ceea ce numim prezent. That comes with the directness, which is free of all notions and conceptions. Directness. Being, just being. Care vine cu această existență pură, fără atribut. Okay. So this Shaivism teaches that being is full of infinite number of energies. Și Vaismul ne învață că existența e plină de nenumărate energii. They pour out into the manifest content of experience. Care se revarsă în conținutul manifest al experienței. They return back into their infinite source. Care revin la sursa lor infinită. Each moment in the sequence of time, in the processes of movement through space, in the assumption and loss of each form, in the sequence of time, în fiecare secvență de timp, in the process of each action, pe parcursul fiecare acțiune, in the formation of one form and then the formation of another, în formarea unei anumite forme și apoi a unei alta.
Consciousness is eternal. Consciousness is ever at rest within its infinite being. And consciousness is all form and has no form. Conștiința este eternă, este conținută în propria sa ființă și are și nu are formă. Experience God, being conscious. A experimentat fiind conștient. What is conscious? Ce înseamnă conștiință? What is conscious? Ce este conștiință? Oh, I'm sorry. What is conscious? Ce este conștiință? When I'm sleeping, I'm in deep sleep, sort of unconscious. Când sunt în somn profund, sunt inconștient. Consciousness is necessary to experience anything. Ca să putem experimenta orice, trebuie să fim conștienți. Consciousness gives its energies for the senses to work. Consciousness gives its energy for the mind to work. Consciousness gives its energy for the body to live. All these are energies of consciousness that create the present moment. Conștiința conferă energie simțurilor să existe, minții să existe, corpului să existe. Toate sunt energii provenind în fiecare moment din conștiință. So the consciousness is Lord Shiva. The consciousness is Lord Shiva. Conștiința este Domnul Shiva, Dumnezeu. Yeah. And the outpouring of his energies is the mother. Iar revărsarea energiilor sale este mama. At every moment, mother and father are united. Și în fiecare moment, tatăl și mama sunt uniți. The outpouring of their union, revărsarea acestei uniuni, is what we call all this. Este tot ce numim manifestare. That's why it's called vibhava. Se numește vibhava. Because it comes out, because it means the glory that pours out. Înseamnă gloria care se revarsă. Okay. So every moment there's a union between infinite being and its infinite number of manifestations. Deci fiecare moment este o unire dintre ființa infinită și nenumăratele sale forme de manifestare. Okay. Now if that is so, and I'm going to stop now. If that is so, okay, așa, ne oprim după aceea. Then it's very good to worship God. It's very good to control our minds and senses. It's very good to develop our understanding of our true nature. It's very good to set aside worldly desires. It's very good to become a spiritual person and to care only to achieve liberation. Because I am Shiva. Mind nor intellect nor ego feeling. Sky nor earth no metals am I. I am he, blessed spirit ever free. Shivoham, Shivoham, Shiva kevaloham. Chidananda rupa, Shivoham, Shivoham. That is because me, like you, everybody, I'm not good. Huh? I'm not good. So, forget. Asta se petrece pentru că eu, care nu sunt guru, care am dat. Yeah. That's a crazy thing. Asta e prostie. Only God. Doar Dumnezeu este guru. Like you all, I am suffering. Ca voi toți și eu sufăr. Like you all, I am bound by my karma. Ca voi toți și eu sunt legat de propria karma. That's another way of saying I'm a sinful person. Asta e un alt mod de a vă spune că sunt un păcătos. Okay. Like you all, the reason for that
It's because I don't remember God. Ca și în cazul tuturor, aceasta se petrece pentru că nu mi-l amintesc pe Dumnezeu. Every, all the time, every moment. Swami Lajwaju said, if you can remember, pay attention to your every breath, 21,600 breaths in 124 hours, you will be liberated. Mai spus să Swami Lajwaju spunea, și o afirmație clasică, dacă ești atent la fiecare respirație dintr-o zi care numără 21,600, vei fi eliberat dacă ești perfect conștient de faptul că respiri. It may even take less time. Chiar și un timp mai scurt e suficient. In all our life, we haven't paid enough attention even for a minute. Toată viața noastră n-am fost atenți la asta nici măcar un minut. I become not old, but nearly. Eu sunt aproape bătrân, nu chiar, dar I'm still in this mess. Și sunt încă în mizeria asta. And it only needed one minute of real attention. Și de fapt, e suficient un singur minut de atenție adevărată. Who knows how many millions of minutes have passed from when I was born? Cine poate să calculeze câte milioane de minute au fost de când m-am născut? Miste. Ratate momentele respective. Pierdut. If I am Shiva, every moment this whole universe is pouring out of my infinite being. Dacă eu sunt Shiva în fiecare moment, tot universul se revarsă din ființa mea. Every moment is an opportunity to recognize that I am completely free. Deci fiecare moment este oportun să recunosc că eu cel adevărat sunt de plin liber. Now why don't I do that? Dar de ce nu fac asta? Well, because I'm attracted to many other things. Heya upadeya, I want to give this up, I want to get that, I want to move that. We all know. Pentru că toți știm, suntem prinși în jocul ăsta de heya și upadeya, de ce vreau să obțin și ce vreau să resping. Okay. So in order to be more free of desire, we have these practices. Pentru a fi mai liber de această dorință, avem aceste practici. To become pure. Ca să devenim pur. To become spiritual. Spiritual. To become concerned to remember God every moment. Preocupat să ne amintim în fiecare moment pe Dumnezeu. We have these practices. De aceea există aceste practici. We are waiting and hoping that we receive what we call Shakti Pat. Tot așteptăm să primim ceea ce se numește Shakti Pat. Grace. Grație. And while we wait, de ce? We clean this dirty body. Și în timp ce așteptăm asta, ne curățăm acest corp murdar. We clean this dirty mind. Această minte murdară. We clean this dirty heart. Această inimă murdară. We polish the mirror of consciousness. Șlefuim oglinda conștiinței. By practicing mantra. Practicând mantra. By remembering the words of our master. Reamintindu-ne cuvintele maestrilor noștri. By studying this book. I'm joking. But you see, there are millions of ways. Some very good ways, some very fast ways, some slower ways to remember God. Există nenumărate metode rapide, mai lente de a ne aminti pe Dumnezeu. Swami Lakshmanju, he used to say many times a day, maintain awareness. Mai spus să Swami Lakshmanju spunea de multe ori pe zi, mențineți conștientizarea. When you're driving the car, când conduceți mașina, you have to think all the time, otherwise you have an accident. You maintain awareness. Trebuie să fii tot timpul conștient, pentru că altfel faci un accident. Okay. So I like to just end here. If this little book from this person who's in the have the same problems you do. Dacă această mică lucrare de la o ființă care are aceleași probleme ca și voi, moments of reflection. Vă dă ocazia câtorva momente de reflexie. Yeah.
about our true spiritual nature. Despre natura noastră spirituală adevărată. I feel very gratified. Se simte foarte recunoscător. Okay. That's all. And never forget that Kashmiri Shaivism is a very elevated path for very pure people. Aceasta e tot. Deci, nu uitați că și Vaishnava Kashmirian este o cale foarte înaltă pentru ființe foarte elevate. For very elevated people, it doesn't teach a way of desire, which means you do what you want because we mustn't be inhibited. That's crazy. Nu vorbește despre o cale a dorinței în care poți să faci orice doar ca să nu fii inhibat. Asta e o nebunie. Tantra, the Tibetans say, Tantra is like trying to catch the ear of a tiger. You know? Tantra, spun tibetanii, e ca și cum ai prinde tigrul de ureche. It's very dangerous. E foarte periculos. Bite will kill you. Dacă te mușcă, te omoară. It's like walking on the edge of a razor. E ca și cum ai merge pe tăișul unei brici. It's a very quick path. It's a very quick path, but extremely dangerous path. E o cale foarte rapidă, dar foarte periculoasă. Because even a little impurity, tiny speck, chiar și o mică impuritate, can totally destroy you. Te poate distruge total. You understand? Înțelegeți? Yes. So better we go on a lower path. Deci mai bine alegem o cale mai... There's maybe many rules and regulations. Care e plină de reguli și așa, pe norme. Well, we make some mistakes, it matters, but not that much. Unde dacă facem o greșeală, contează, dar nu atât de mult. Yeah. So that's okay too. E bună și ea. You see, the problem is with this Kashmiri Shaivism, that these are very elevated, secret traditions. Problema cu Shivaismul Kashmirian este că e o tradiție foarte înaltă și secretă. This is the essence of the teachings of the Siddhas. Este esența învățăturii celor perfecți, Siddha. Yeah. So, we can easily misunderstand. Putem ușor înțelege greșit. And how big a misunderstanding it is simply astonishing. Iar înțelegerea poate fi uimitor de mare. Unbelievable. You know, in the past centuries, few people, some people misunderstood, right? But now it seems like millions of misunderstand. Da. De-a lungul secolelor au fost câțiva care n-au înțeles, dar acum sunt milioane care nu înțeleg nimic. I could have never imagined it. Nu mi-am imaginat așa ceva. I could have never imagined it. I thought, well, very good if more people know Kashmiri Shaivism. It would be good for the world. M-am gândit că dacă mai mulți oameni cunosc Shivaismul Kashmirian, o să fie bine pentru lume. But it's destroying many people. Dar se pare că mulți distrug. Excuse me for saying that, it's my opinion, personal opinion. E doar opinia mea, cer scuze. Alright? So when we read this, I like to say that because my Guruji, Swami Lakshmanji, vreau să spun asta pentru că maestrul meu, Swami Lakshmanji, was a very pure man. Era un om foarte pur. His mind was always immersed in the memory of Lord Shiva. Mintea sa era tot timpul orientată spre reamintirea Domnului Shiva. He was a left-hand, extreme left-hand tantric. Pe de altă parte era un tantric de extremă stângă. Extrema sinistra. Extrema sinistra. Yeah, you understand, right? But he was just like Saint Nicholas, you know? Dar era ca Sfântul Nicolae. Saint Nicholas. What do you think and imagine a saint is? A saint, great saint, okay? Imaginăm un mare sfânt. Yes, right? Extreme left-hand country. Deși era angajat în aceste like this Nalopa, Minarepa, Marpa, they were all left-hand tantrics. Naropa, Minarepa, Marpa, Tsongkhapa, Tsongkhapa. All left-hand tantrics. Toți erau practicanți ai tantrei minunii. 684 siddhas. 84 de siddha. And they were great, great saints. Dar erau mari, mari sfinți. Very pure. Foarte pur. Detached from the world. Detașați de lume. No, completely balanced in their wisdom.
cu o înțelepciune perfect echilibrată. They were ready to die for the next person. Erau gata să moară pentru aproapele lor. They worked for the good of the world. Și lucrau pentru binele umanității. Okay. That oh, he can manage to do things that everybody said are bad things to do. I don't feel it's bad. I don't want to change what he did. Can I say? Yes. Oh, I can do things that people think are very bad. And in me, I think it's very good. Pot face lucruri despre care alții cred că este ceva foarte rău și eu să cred că e ceva foarte bun. So what kind of achievement is that? Ce fel de realizare este? First you do what is good and manage to do that. Mai that is the real achievement. Mai întâi să facem ceea ce este bun. Asta e adevărat. You have an understanding of what is good that's so elevated that it's much more than just what ordinary people just think is good or bad. That's an even bigger achievement. Dacă faci ceva care este cu adevărat bun, mai presus de ce înțeleg oamenii comun că este bun, e o realizare și mai mare. You know, the Muslims say Islam. That Jesus could not have been son of God. You know why? Because what good father would tolerate that would send his son to be murdered? Islamicii consideră că Iisus n-ar fi putut fi Fiul lui Dumnezeu pentru că ce fel de tată e acela care își trimite Fiul la moarte. So this kind of higher understanding of what is good and bad that only comes to very saintly people who have a very pure heart. Această înțelegere superioară asupra ceea ce este bine și ceea ce este rău vine de la ființe foarte înalte cu o inimă foarte pură. Nobody in this room is capable. Nimeni din camera asta nu este capabil. Shiva ham. I am Shiva. Shiva kepa no ham. I'm only Shiva. Eu sunt doar Shiva. Chidananda rupa. Shiva ham. I am Shiva. And my nature is pure consciousness and bliss. Sunt Shiva și natura mea este pură conștiință și pură beatitudine. That requires. That means to understand that and realize that you must be a man of the highest moral standards. Ca să poți atinge acest nivel, trebuie să fii un om de foarte înalt nivel moral. Yes. Okay, I'm sorry I told this crazy to have to say that, but there you are. This is how things are nowadays. This very simple thing has to be explained. Okay, enough. So thank you very much. I hope I've not offended anybody or bored anybody. Okay, and that is a benefit to you and a benefit to me. Yeah? Este un benefit pentru mine și pentru voi. Thank you. Vă mulțumim. Mulțumim foarte mult, Marcu Citovski, pentru această conferință, să-i spunem. Acum urmează o scurtă pauză, o sesiune de autografe, deci cei care ați achiziționat de cărțile din cartea Doctrina Vibrației din foaie, vă invităm să luați un autograf pe carte, după care vă vom pregăti aici pentru partea a doua a acestui eveniment, este vorba despre conceptul de sitare. Deci vă așteptăm la autografe.